Pentru a veni în sprijinul familiilor din Drobeta turnul Severin care nu-și pot aduce acasă rudele decedate în străinătate, primăria a luat decizia de a aloca fonduri care să acopere aceste cheltuieli, care de cele mai multe ori sunt sume exorbitante pentru familiile cu venituri medii. Sunt dese cazurile în care cetățenii noștri plecați la muncă peste hotare își găsesc acolo sfârșitul. De cele mai multe ori, rudele acestora fac apel la oamenii cu suflet mare pentru a-i ajuta să adune sumele necesare repatrierii trupului nensuflețit. Banii necesari pentru această procedură presupune sume exorbitante mult peste puterile unei familii obișnuite cu venituri medii. Astfel, primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin vine în sprijinul cetățenilor achitând costurile de repatriere pentru severinenii decedați în străinătate. Este o datorie de onoare, dar și o obligație morală pentru noi ca și comunitate să fim alături de familiile care își pierd apropiații plecați în căutarea unui trai mai bun. Am demonstrat întotdeauna că împreună putem trece mai ușor peste momentele dificile și devenim mult mai puternici ca și societate a declarat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, pe pagina sa de socializare. De-a lungul timpului, primarul Marius Creciu a dat o vadă de implicare și sprijin în ceea ce privește interesele concetățenilor lui.